mai fost vreodată în Madeira? Nu. Am fost la Dubai. Toată viața ta? Eu zic de toată viața ta. Nu, n-am fost. Da, am auzit că e superb. Și că a fost și liniște. Au fost, zic că, ok, 25-26 de grade. Dar de unde știi tu toate astea? Eu? Da. La mine din Dubai, de unde eram colega, se dădea ora exact în toată lumea. Așa. Eu stăteam așa și mi-au gradele. Madeira, București, Orăștie, Montreal, toate. Torsura Buzăului. Nu, acolo n-am primit, că era fric. Ce e, fraier? Eram doar de unde e cald. Înțelegi? Miami. Mi-a trimis și Loreto, poză în bikini, era totul. Și căută la Miami. Căuta pe cineva, ce am zis, ai greșit adresa, sora mea. Ce, o, nu la timp. Bine, asta e. Dar Madeira, ce e frumos. Mergem și noi. Bine. Că ce e, de, e mișto de cuplu, așa, de câte doi, știi? Câte doi, cum au fost Dan Cruceru, da, împreună cu Cristina Pocora. Da. Suntem și puțin bronzați. Extraordinar. Sărăt mâna, bine ați venit. Că facem așa. Așa, așa, așa trebuie. Ce să facem? Ne așezăm și doamnă, ne bucurăm de prezența celorlalți. Ne-a fost foarte dor de voi. Asta și nouă. Și nouă. Am acceptat cu mare bucurie imediat invitația voastră. Pentru că avem așa un flow comun, toți patru. Vă mărturisim că pe durata pauzei noi am stat și am discutat și ne-am pus la punct părerile și pare că gândim la fel, din multe puncte de vedere. Cum ați ales destinația de vacanță? A fost aproape întâmplător, da. Aveam oferta asta pe mail, că eu primesc newsletter de la tot felul de agenții. Toate numele. Da? Da, așa. Deci nu ar trebui să mă enerveze. Păi de ce? Păi nu mă enervez, că sunt utile. Păi ai oricând opțiunea de dezabonare. Unele pot fi tentante, mai ales când nu reușești să coagulezi un grup pentru petrecerea de Revelion, că fiecare are alte idei, alte nu știu ce. Da, mă, nu, a fost un moment în care eu pur și simplu m-am enervat și încordat în același timp împotriva găștii noastre de prieteni, care avea tot felul de pretenții cum să face Revelionul, și am zis, ia stați puțin, dacă nu reușim să ajungem la un numitor comun, eu îmi iau soața și am plecat. Și asta am făcut. Bon. Am plecat, ne-am hotărât pe 24, da? În ajunul Crăciunului, și pe 28 am plecat. Aveți alte griji, că vine Moș Crăciun, vă gândeați unde să plecați în vacanță. Aveți multă treabă. Rezolvasem, păi am rezolvat din noiembrie cu... A, cu Moșu? Păi, nu, cu newsletter-ul ăla. Am scris, am trimis, am rezolvat. Da. Păi nu te lași pe ultima 100 de metri cu serviciile de curierat, nu te riști. Și cine a luat decizia? Adică tu stăteai de-alea și ai deschis și ai zis, gata, am! Gata! Madeira! M-am uitat la soția mea, am zis, ce îi zice dacă plecăm? 7 zile. Noi n-am plecat niciodată 7 zile departe de copiii noștri. De 10 ani, mai ales. Da, de când a apărut Sofia, da. Nu. Asta, întrebarea oricărei femei. Record. Sunt în situație, în momentul în care tu ca bărbat întrebi, ce zici, mergem în vacanță? Întrebarea ei este, cu tot cu copii? Nu? Asta e întrebarea. Și nu. Copii? Nu, că nouă ne place să fugim fără copii, mai nou. Da, 10 ani, n-ați mai avut niciodată... Am mai avut, dar de când a apărut Cristian, băiețelul de 3 ani, n-au prea fost. Am testat-o pe bunii acum de 1 decembrie, când am fugit puțin până la Budapesta, de fapt înainte de 1 decembrie, 1 decembrie am fost în țară, a văzut că merge. S-au descurcat, ok, adică acum ca fiul bunicii, da? Să-ți dea Dumnezeu sănătate, mamă, că bine ne faci. Știi? Și ne ajută foarte mult și putem să plecăm. Pentru că sănătatea unei familii, după cum bine ziceați. Asta voiam să spun. Noi avem 4 secrete ale căsniciei noastre îndelungate. Unul dintre ele, primul, este escapade. Da? În doi. Escapade în doi. Noi doi. Nu cu altcineva, ci noi doi. Bun. Doi, care era Cristina? Să nu adormim, să nu dormim în paturi separate. Foarte important. Ne putem certa, ok, că ne certăm, n-ai cum să nu te cerți, de la cartofi prăjiți, că am mai povestit în trecut, da? Dar când e de somn, să dormim în același pat. Băi, și cumva, chiar dacă rămâi supărat, îi mai dai un picior, îi mai, știi, te mai intersectezi cu doamna. Și dimineața totul e mult mai bine. 3 discuții, foarte multe discuții, povestim
toate. Este cel mai bun prieten al meu. Dar hai, spune-mi totuși ce ai făcut azi. Așa. Și al patrulea, cuvintele magice. Știi care sunt cuvintele magice într-o căsnicie de durată? Nu alea cu lugu, lugu, cu te iubesc, nu. Te rog, da? Iartă-mă. Da, draga mea. Atât. Ai dreptate, astea draga sunt, mea. Ai dreptate, draga mea. Astea sunt cuvintele magice. Asta da? E pentru tine ca bărbat. Ai dreptate, draga mea, funcționează permanent. Asta deci, e. Sau tu decizi. Da, tu decizi. A, tu decizi deja oricum se... Nu, dar ai dreptate, draga mea, se înțelege că tu decizi. Și uite, ai... așa rezistăm de vreo 14 ani. Și rezistați frumos și bine, asta e... Da, ne, cum zice românul, ne simtem bine împreună, știi? Ajungem noi în Madeira și găsim acolo 24 de grade. Doamne, ce bine fu! Primăvară eternă acolo, e țara perfectă. Eu chiar stăteam și mă gândeam, zic, la un moment dat aș desfința iarna în România. Și la fel. Hai să facem referendum. Nu, de ce? Fugim direct, avem unde. Efectiv, stăteam înainte să fac bagajele și mă gândeam, mă, cum o fi vremea la 21-24 de grade? E primăvara perfectă, maiul ăla, așa la noi, când dacă nimerezi, te bată soarele, te bronzezi, e foarte bine. În rest, pui o gecuță pe tine, e absolut perfect. Nici nu urleși de cald, nici nu ți-e frig. Permanent, primăvara acolo. Hotelul frumos. Cazarea foarte ok, am văzut și mai bine, am văzut și mai rău, n-am de ce să mă plâng, da. Nu după asta ne-am dus neapărat, ne-am dus după peisaje, ne-am dus după mâncare extraordinar de bună, aruncau undița, scoteau tonul din ocean și pac pe... Peștele spadă. Peștele spadă, tonul și multe alte specii, deci jos pălăria, ne-am dus priveliște, am zis, ne-au uimit infrastructura lor, băi... O insulă suntem vulcanică, de tare. Da. Plină de poduri, autostrăzi, 150 și ceva de tuneluri și pentru că pista nu era suficient de sigură, fiind între cele mai riscante, alături de Gibraltar și alte câteva, au mai făcut așa, din ocean, au pus niște piloni, au lungit pista... Să fie și aterizezi mai și deculezi pe apă, efectiv. A, lăsați, că în Caraibă, dacă nu aterizează cum trebuie, nu mai aterizezi. Da. Te duci la oia pe plajă. Nu, e... nu, dar e foarte sigur între timp și e foarte civilizat, foarte curat peste tot. Nu în ultimul rând, foarte cumpătat și echilibrat, fără excese. N-am văzut lux orbitor, țipător, n-am văzut nici sărăcie luce, ci... Totul foarte, prețuri corecte, mâncare extraordinară. Ce faci? E foarte scump acolo? Băi, nu. Adică, hai să spun așa. Cel mai scump vin pe care l-am băut într-o gașcă la terasă a fost 22 de euro. În centrul bun. Lor vechi? Cel mai scump. Mai comercial. Cel mai scump. E un vin, da? Da, bunicel la noi. La trei, de când ne-am întors în România, am fost la munte și un vin pe care știu sigur și îmi place... Că e bun. Că e bun. Pe care din supermarket îl iau cu 50 și ceva de lei, în restaurant, 420 de lei. What? 90 de euro. Despre ce vorbim? O bere nefiltrată, nu dăm branduri, 7 lei, în restaurant, în România, 37 de lei. Despre ăla, la ce munte ai fost? Iartă-mă că... La ăla românesc, știi? Da, da. Și, nu, și nu la ăla de fiță, nu în stațiunea nu, aceea. Nu, nu, la Poian. Nu în Poian. La Poian avem voie să spunem. Nu în Poian. Dar la Păltinii sau, da, se cară berea greu. Asta e că până cu spinarea, cu șerpașii. Sunt și mulți. De ce să nu pleci? De ce să nu vezi lucruri? De ce să nu vrei să descoperi lucruri? Prima oară când ajungeți în vacanță, ritual. Deci ați ajuns la ne certăm dacă să despăcătăm sau nu. Nu, am ieșit să explorăm împrejurimile. Primul lucru pe care îl faceți, ieșiți la o plimbare. Da, dacă putem, imediat aruncăm bagajele și... 7 zile, nu e o vacanță lungă pentru oameni care nu se obișnuiesc cu vacanțele? Păi nu, că te deconectezi prin a doua zi. Da. De fapt, asta e problema, că am aflat că ne deconectăm doar când reușim să plecăm. Când reușim să plecăm, parcă atunci ne relaxăm. Altfel aici nu prea, nu mai știm cum e cu deconectarea, suntem în priză. Cam prin a doua zi te deconectezi. Îți mărturisesc că noi am făcut toate excursiile puse suplimentar la dispoziție de agenția prin care am fost, pentru că mi s-a părut că putem vedea cel mai bine organizat cât mai multe. Da. Și cumva în ultima zi de stat acolo eram cam obosit. Și ultima zi am făcut puțină plajă și am stat în cameră și ne-am uitat la un film. Atunci am deschis televizorul pentru prima oară în ultima zi, televizorul, ceva de genul. Laptopul. Tu ai notat, da, părea că... N-aveam cum să ratez. Uite, la asta mă uitam acum pe ecran.
Era un loc absolut excepțional, poate acela este favoritul meu din insula Madeira. Localnicii spun că sunt niște piscine naturale. Da. Practic, în urma erupției vulcanului și la întâlnirea cu oceanul, a creat niște băltoace imense. Da? Mai sare valul peste și intră mai apă rece de ocean. Da. Așa. Măi, era un pic mai caldă decât în ocean, pentru că acolo este tot timpul foarte rece apa. Dar nu era, undeva la 15-16 grade. Oh, la 16 grade ți înghiață sufletul. Friguț, termometru nasol. Da, deci cu termometru era nasol. Am notat la 16 grade și n-am subit niciodată, nu mai trebuie veci pururi. Amin. Dar mi-am dorit foarte, foarte mult experiența asta, pentru că peisajul era extraordinar. Și n-am răcit, am reușit să fac și niște filmări foarte faine pe care să le avem amintire. Și a fost ok, o experiență faină. Cristina, de ce te întoarce în Madeira? Mi-au rămas nevizitate grădinile botanice, pentru că cineva, așa, cineva care îmi spunea, zice, păi nu vezi suficient verde, păi nu vezi atâtea flori, păi le-ai pozat pe toate. Păi uite și aici palmierul, uite aici bananele, uite aici, ce-ți mai merg eu la grădina botanică să pierd nu știu cât timp, mai bine mergem nu știu unde, mergem și bem un poncea. Aia iar foarte zice tare. Zice Dancea asta, e da, un fel de bun țuică, nu? Băi, e trăscău direct. Trăscău direct, fii atent, trăscău direct, undeva pe la 20 de grade, mai mult sau mai puțin, în funcție de cât... Un fel de uzo. Da, dar știi ce pun peste el? Pun zeamă de lămâie, de portocale sau de fructul pasiunii și miere. Fac tot felul și de combinații de și miere și este un limoncello așa, dar mai tare. Știi ce nu înțeleg eu? Faptul că nu mă vorbesc despre vinul de Madeira. Am vorbit despre grădina botanică, am vorbit despre... l-am luat acasă și l-am terminat deja. Nu. Vinul de Madeira, să vă povestesc. Am început cu poncea, cât un păhăruț. Da. Nu mi-a plăcut mie personal, pentru că avea aciditate destul de mare și nu m-am simțit eu bine. Mm. Și după aia am încercat vinul de Madeira. Noi vorbind acum despre alcool atât de mult, o să zică cei de acasă, mamă, ia uite-i și pe ăștia. Trebuie încercat un picuț. Păi, o călătorie înseamnă peisaje, dar înseamnă și experiența culinară și lucrurile pe care le găsești. Pentru mine o călătorie înseamnă troșcău, mâncare și după aia, dacă mai avem timp să călătorim. Nu, chiar am călătorit foarte mult și am urcat de la nivelul mării până la 1800 de metri de câteva ori, deci a fost foarte fain. Așa, să revin cu vinul. Vinul de Madeira este și el undeva între 17 și 20 de grade. Este mai degrabă un coniac. Da? Așa. Și este Porto. Deci de mii de... Da, este acolo. Cam ca vinul de Porto. Și este demi-dulce, demi-sec, sec, dulce și pe ani. Adică fiind atât de tare, se conservă foarte bine și poți găsi vinuri de Madeira și de 50 de ani. Nașterii lui. Și de 50 de ani. Da? Și da, se conservă foarte, foarte bine și atunci devin adevărate piese de oferit cadou. În scurt, am luat vreo 3 sticle souvenir și n-au mai ajuns, dar nu mai sunt. Am vrut să vă aducem cadou, câte una, dar ne-ați invitat cam târziu. S-au pierdut, Pedro. Au fost, dacă ar fi să facem top 3 cele mai reușite locuri în care ați fost și în care v-ați întoarce. Paris e pe primul loc la mine. Asta voiam să zic, dar mă întrebam dacă Paris sau Sevilla. Acum mă-i la... La sentiment. Noi când căsătorindu-ne în Spania, Sevilla. Oricum, toată, Paris, oricum, toată. Tot ce ține de Spania. Locul 2, Spania. Da. Și locul 3? Cred că e la bătaie Madeira. Cred că... Se bate cu cine? E la bătaie cu Italia, de exemplu. Da, dar dacă iei și copii, cumva trebuie să bagi... Asta vezi cu tine! Deci vorbim despre vacanțe singuri sau vacanțe cu copii? Stai, că vreau să o întreb pe Cristina o treabă. De obicei, fetele când pleacă de acasă, femeile, când pleacă de acasă și lasă copilul, lasă din ele o parte foarte mare și... Când în vacanță se gândesc mai mult la copil decât la partener. Ești feministă. Nu mai fac asta. Ești feministă și eu militez pentru implicarea tatălui în creșterea copilului, taticul, da, te rog frumos. Deci, da. Părinții când pleacă de acasă, lasă ce e mai bun acasă. Dani, în tendințele alea europene. Eu exact asta zic. Eu nu mă distrez dacă nu-s cu fine.
Nu, au fost câteva locuri pe care, în care am spus, uite, cred că Sofia ar fi apreciat lucrul ăsta sau s-ar fi bucurat. După care ne revenim repede. Da, doar că Sofia mai are timp să viziteze locul ăla. După care stai puțin că totuși avem nevoie și de timpul ăsta pentru noi. Da, pentru că toată ziua suntem la birou, în trafic, ducându-i pe ei. Suntem un fel de șoferii lor. Că le iei pe unul de la grădiniță, apoi te duci, o iei pe ea de la școală, o duci pe ea la balet. De aici ne ducem și o ducem pe Sofia la balet. Și tot așa, toată ziua suntem cu ei și ai nevoie de două vacanțe, două, trei ieșiri din astea. Plus că să vină momentul care Sofia o să meargă cu iubitul ei și nu se gândește. Are la auzi, dar de ce? Eram așa o să de vină momentul. Bursucule, peste 15 ani se va aduce Madeira cu iubitul. Eram totul prieteni până și acum. Și nu se gândește și la tasul. De ce trebuie să-mi aduci acest scenariu în minte, să-l vizualizezi? Hai că și-o-l trăiesc, stai liniștit. Ai început cu preadolescența. Tu deja ești, cred că ai trecut de adolescență. Nu ești mai relaxat. Ați revenit. Gata, la 18 se revine cu picioarele pe pământ? Nu am avut nici cea mai vagă problemă. Deci se poate. Jur, doar că trebuie să... Din prima, adică trebuie să fii hotărât. Am înțeles. Dar nu, Cristina e fermă, nu. Din punctul despre asta de este vedere, vorba. Da, o las pe ea să fie vrăjitoarea, eu sunt... Cu băiețelul, vă vedea acum.